Momentul ca Dykes să inventeze ceva. Dykes acum pentru Chetreanu, pe partea stângă, pătrunde Chetreanu, scoate la Morris. Morris aruncă un airball! Airball pentru Morris, Doamne ferește! 16 secunde de joc. Tudor acum în atac. Un atac pentru Ploiești la 61-61. Morris a aruncat airball. Vor încerca ploieștenii să înscrie pe acest final. Aruncă Tudor, nu reușește să înscrie. Prinde Morris și aruncă, nu gol! Extraordinar! 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 Am câștigat campionatul! Campionatul este la Cluj la Boca! Piticul american a reușit o aruncare de 3 puncte cu panoul de dincolo de centrul terenului în ultima secundă. E nebunie! Publicul a pătruns în teren. Din această lume n-a fost câștigat de o astfel de aruncare. Extraordinară aruncare a lui Morris. Se vor vinde tricourile cu Morris cum nu s-a vândut niciunul. Morris, eroul acestei partide, împreună cu toți ceilalți. Sala sporturilor Horia Demian este plină. În delir. Sala este în delir. Toată lumea. Sala în delir, într-adevăr. Să spunem și scorul final, 64-61. O aruncare de 3 puncte de dincolo de centrul terenului. Incredibil! O aruncare cu panoul, panou și coș de dincolo de centrul terenului la 61 egal. O aruncare extraordinară a piticului american, piticului atomic, am să-l numesc de acum încolo. 64-61. Am văzut puțin mai devreme în brațele lui Krstanović, era soția lui, bucurie mare pentru Krstanović, și-a dorit de foarte multă vreme, de când este la Cluj, un titlu. Iată, după 15 ani reușesc în sfârșit clujenii să câștige din nou titlul național. La revedere se cântă pentru Asesov cu o serie de 7 campionate. Rităție, universitatea s-a născut. A fost dezbrăcat de cămașă, de tot, este la bustul gol și este aruncat în brațele unor spectatori. Vă vine să credeți, dați prieteni? Sau nu? Umobitel Cluj-Napoca este noua campioană a României. 64-61, un coș de 3 puncte înscris de Morris de dincolo de centrul terenului. Veți vedea la știri această fază. Sigur va fi și la CNN și pe toate canalele de televiziune internaționale. Ce mod mai frumos de a câștiga un campionat decât cu o aruncare superbă. Iată-l pe Morris, aruncat pe brațe. Morris este cel mai iubit dintre clujeni în acest moment. Ar trebui să urmeze festivitatea de premiere. Da, deja este pregătită cupa, președintele Federației. Sala sporturilor Carmen Tocală este plină, parchetul este plin de oameni. Sunt convins însă că ei se vor retrage pentru a face loc festivității de premiere. Se taie, asta este, aceea este obiceiul, se taie plasa de la coș
a făcut-o acum 15 ani fostul capitan Horia Rotaru. De această dată cel care a tăiat plasa de la coș a fost actualul capitan Mihai Silvășan. Toată lumea se îndreaptă spre celălalt panou. Haide!